Bună seara și bine v-am găsit la rubrica noastră culinară. Exact, colega mea vă va prezenta o nouă rețetă. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de o cană, un castron și o farfurie. Stai, dar o cană de ce? O cană de sticlă, cam așa cum e asta de aici. Cană, dar cu ce să fie umplută? O cană de lapte, de ulei, de orez, cu ce să fie cana? O cană goală e tot ce ne trebuie. Te rog să nu mă mai întrerup, că uit rețeta. Bun, să trecem mai departe. După ce am adunat aceste vase, le punem frumos pe masă sau pe blatul de lucru, cum am făcut și eu aici, și mergem la supermarket. Sau la piață, unde vrem noi. Eu am fost deja, deci nu o să mai merg încă o dată. Ai fost? Serios? Da. Ce-ai cumpărat? Dar cine zice că trebuie să mergi la piață ca să cumperi ceva? Păi de ce ai fost atunci? Ca să mă uit. M-am uitat la prețuri și vreau să zic că mi-a dispărut complet pofta de mâncare. Păi ce-ți mai vine să mănânci când vezi că e 20 de lei un kil de cartofi noi? Da, dar trebuie să mănânci. Ei, cine zice că trebuie? Nu trebuie nimic. Trăim într-o țară liberă, nu-i așa? Da, măi, dar organismul are nevoie de hrană. Greșit. Organismul, când vede ce prețuri sunt în piață, zice chiar el că nu mai are nevoie de nimic. Lasă că e bună și apa de la robinet. Tu știi cum te umpli? Pa, e foarte bine, nu-ți mai trebuie nimic. Dar, să revenim la rețetă. Deci, pentru rețeta de azi, trebuie să mergeți la piață și să vă uitați cât costă, imediat, cartofii, roșiile, castraveții, ceapa albă, uleiul de măsline și păstârnacul. Și de asemenea, după gust, nu strică nici să vedeți cât s-a făcut carnea de pui, asta în cazul în care consumați. Asta e rețeta? Serios? Da, exact. Este o rețetă sigură ca să-ți piară complet pofta de mâncare. Păi și atunci de ce mai ai nevoie de vasele alea? Dacă... E așa, ca să simți că ai de lucru după masă, știi? Să ai niște vase de spălat totul, ca să ai impresia că ai mâncat, deși de fapt tu n-ai pus gura deloc pe mâncare. Stai puțin, că eu tot nu înțeleg. Asta e cumva rețetă de zlăbit sau ce efect? Nu, este o rețetă de pus bani deoparte. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru masa de prânz de mâine. Să știi că nimic nu se poate în ziua de azi dacă n-ai niște economii. Nu poți nici măcar să mănânci dacă nu pui niște bani deoparte. Incredibil! E, dar adevărat, în ziua de azi doar din salariu nu reușești să mănânci. Auzi, dar măcar în ziua de salariu, nu știu, crezi că merge făcută o rețetă din asta cu carne de porc? Că mie așa îmi place. Da, sigur, cum să nu? Super! Mai ai vreun pont pentru mine că aș vrea să fac? Da, mergi la magazin, da. Vezi cât ți-a făcut carnea de porc, după care vii acasă și faci rețeta exact cum ți-am zis mai devreme. Abia aștept, îmi plouă în gură.